Având în vedere că perioada sărbătorilor pascale coincide în acest an cu ziua internațională a muncii, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației precizează că în această zi, pe teritoriul Ungariei, circulația autovehiculelor cu o capacitate mai mare de 7 tone și jumătate este oprită. Autoritățile de frontieră din Ungaria au comunicat că începând cu data de 30 aprilie, ora 23, până în data de 2 mai, ora 23, circulația acestui tip de vehicule este restricționată, iar în intervalele vizate, Șoferii automarfarelor au obligația să staționeze în parcările special amenajate până la reluarea circulației pe drumurile publice din țara vecină ITPF Sighetu Marmației a mai informat că în acest interval de timp traficul de călători și autoturisme prin punctele de trecere a frontierei se va desfășura în condiții normale în 5 mai este ziua artistului Plastic Băimărean și momentul în care se împlinesc 125 de ani de activitate în Centrul Artistic Baia Mare. Cu această ocazie vor fi organizate câteva activități. Astfel, la ora 10 se vor depune coroane de flori la Panteon, în cimitirul Horea 1, la ora 11 la Panteon, în cimitirul Dealul Florilor. La ora 12 vor fi dezvelite în centrul istoric al municipiului panourile urbane cu reproduceri după lucrări de artă, iar la ora 17 va avea loc vernisajul Ziua Artistului Plastic Băimărean și decernarea premiului artistul anului 2021. Aceste, din urmă, activități vor avea loc la colonia pictorilor. Organizatorii și artiștii plastici așteaptă publicul iubitor de artă să le fie aproape în această zi importantă pentru ei și pentru comunitate.